Step by Step s-a implicat atât în dezbaterile privind reglementările legislative, cât și în încercarea de a crea o rețea, care iată există de 2 ani de zile, pentru susținerea învățământului timpuriu, Ready Nation România. Învățământul timpuriu, s-a spus aici și nu are sens să repet, este esențial pentru viitorul unei societăți. Știm, studiile arată de multă vreme, că educația timpurie este cheia succesului economic al unui stat, dar, evident, educația costă. Educația costă imens și educația timpurie costă de asemenea foarte mult. Trebuie găsite soluții financiare și acolo unde bugetele naționale nu pot să o facă, este locul pentru agenții privați, pentru sectorul economic să suplimenteze situația. Și asta este ceea ce dorim să realizăm în România pentru crearea unui învățământ timpuriu de performanță. Știm, spre exemplu, Step by Step s-a implicat, există 2 acte normative care sunt în faza de promulgare, cel privind obligativitatea grădiniței și cel privind finanțarea per capita, s-a vorbit aici despre ele, dar obligativitatea grădiniței presupune construcția de grădinițe. Există în planul de guvernare o propunere să construiască câteva mii de grădinițe, dar există și finanțarea necesară. Iată de ce e nevoie de un parteneriat public-privat. Vorbim despre cei 100 de ani care au trecut de când s-a realizat Marea Unire și despre cei 100 de ani care vor urma. Probabil, sperăm, că vor fi de mai mult succes decât cei 100 care au trecut. Evident, am avut multe succese, dar la un moment de bilanț constatăm că, spre exemplu, în problemele de educație, succesele n-au fost nici pe departe atât de importante pe cât ne-am fi dorit. Universitățile românești nu sunt în primele 500, ce să mai vorbim de primele 100, economia românească nu este o economie dinamică, învățământul, dezvoltarea învățământului este una din probleme. Ce putem face? Trebuie să ne adaptăm. Și este esențial pentru aceasta să începem educația de vreme. Începutul educației la o vârstă fragedă, nu neapărat la 3 ani, ci mai devreme, cât de devreme, cum spune titlul acestei conferințe, primele 1000 de zile, primii 3 ani din viață sunt esențiali și pentru o națiune, și pentru un copil, pentru viitorul adult, și va trebui să facem eforturi ca lucrurile să meargă bine.